Bună ziua, mă aflu astăzi într-un cadru nou la sediul primăriei sectorului 3, alături de domnul primar Robert Negoiță. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și ne-ați primit cu atâta deschidere. Sărbună bună ziua și mulțumesc pentru invitație, întotdeauna cu mare drag. Vreau să începem discuția de astăzi pe o temă destul de sensibilă pe care ați adus-o în atenția opiniei publice. Retrocedările ilegale, pentru care știu că ați făcut și plângere la parchet. În primul rând, cum ați aflat de aceste retrocedări? Când le-ați descoperit? Este o temă într-adevăr foarte importantă. Printre marile tunuri care s-au dat în România după Revoluție, acesta cred că e unul de top. Discutăm totuși de bani foarte mulți și lăsând la o parte chestiunea financiară, discutăm despre faptul că au îndrăznit să-și bată joc de comunitățile locale prin faptul că au retrocedat împotriva legii terenuri în mod ilegal. Mă rog, dacă au fost împotriva legii. Când am observat chestiunea asta, când am aflat, evident că despre aceste retrocedări știu de ceva timp. Dar dacă n-am lucrat niciodată în acest domeniu, nu cunoșteam foarte multe detalii. A trecut ceva timp până să îmi dau seama care e amploarea fenomenului, pentru că i-au făcut o chestiune foarte elaborată și au țesut-o în timp. De și când au făcut, de când datează aceste nereguli? Părerea mea e că le-au anticipat de la momentul în care au dat această lege, legea 10, în care au prevăzut să retrocedeze toți. Cred că lucrurile au fost premeditate. Nu știu dacă au fost cu toții organizați în aceeași direcție. Cred că unii s-au organizat și au făcut treaba asta, dar alții orientați au beneficiat și dânsii de această legislație, de această lege. Și, bun, nu vreau să se înțeleagă că eu sunt împotriva retrocedării proprietăților confiscate abuziv. Dar, din ce m-am orientat eu, de această lege au beneficiat foarte puțin din adevărații proprietari. Faptul că li s-a dat voie să vândă dreptul litigios sau drepturile viitoare, cum am înțeles că există această terminologie și că prevede legea treaba asta, au permis ca această grupare infracțională să pună mâna pe promisiuni de vânzare sau pe vânzarea unor drepturi viitoare sau chiar drepturi litigioase dacă au început deja demersurile. Astfel încât, la final, dacă o să analizați, o să vedeți că în proporție de 70-80% din ce s-a retrocedat per total, dar cele mai bune retrocedări, cele mai mari valori, le-au primit fix această, cum să zic, gașcă, grup infracțional. Dar cine face parte din acest grup infracțional, cum îl numiți dumneavoastră? Gașca e foarte mare. Pentru că sunt instituții ale statului implicate? Instituțiile prin reprezentanții lor, da. Despre da. Ce instituții vorbim? Deci discutăm despre Primăria Generală, discutăm de Primăria de Sector, discutăm de anumite instanțe de judecată, discutăm despre evaluatori autorizați și alte instituții care sunt implicate în acest demers. Dar principalele sunt cele pe care le-am amintit deja. Spuneați de bani, că sunt implicați bani. Despre ce sumă vorbim? Doar sectorul 3 discutăm de foarte multe sute de milioane de euro. Sute enorm. De milioane de euro, da. De aceea am și spus-o, am speranța că statul român este mai puternic decât această grupare infracțională.
Mulți cititori ne-au scris despre traficul restricționat de pe bulevardul Decebal. Acolo știu că primăria sectorului construiește o parcare subterană. În ce stadiu se află aceste lucrări de pe bulevard? Sper ca săptămâna viitoare să începem cu grinzile, să acoperim și să pregătim pentru redeschiderea circulației. Suntem aproape gata cu incinta, adică pereții mulați suntem undeva în proporție de 70-80% finalizați. Dacă n-am avea marile probleme complicate cu utilitățile, ar fi gata în cel mult o lună de zile să închidem incinta complet, adică cu pereți mulați. Ulterior trebuie să venim cu acoperirea bulevardului, cu grinzile, cu monolitizarea și asfaltul. Care e termenul de finalizare a proiectului, a întregului proiect? Sunt câteva etape care trebuie. Proiectul efectiv va fi finalizat la anul. Dar noi ne propunem ca undeva în toamnă, cât mai devreme posibil, să redeschidem circulația, urmând ca ulterior să lucrăm de desubt. Despre câte locuri de parcare vorbim? Peste 700 de locuri de parcare. Este un proiect unic în România. Nu mai există, evident, de aceea este unic, nu mai există așa ceva. Și cum vor putea intra locuitorii sectorului 3 în posesia acestor locuri de parcare? Pe regulament. Un etaj. În acest moment ne gândim ca cel puțin un etaj să fie parcare de reședință. Adică la fel ca toate celelalte parcări care sunt în sectorul 3 pe care le gestionăm. Iar un etaj probabil că va fi parcare de interes pentru oricine trece prin zonă, plată cu ora. În general, bucureștenii se plâng de lipsa spațiilor verzi, dar și a parcărilor. Cum stă sectorul 3 la acest capitol? Cum facem să îmbinăm și spațiile verzi și parcările? Știu că a fost o problemă mereu în București, cel puțin. Îmi amintesc că acum vreo 5 ani, 6, când am reabilitat Bulevardul Unirii, ce scandal, ce poziții a unora din politică și chiar a unora din presă, că am distrus spațiile verzi, că ce am făcut pe Bulevardul Unirii. Vă recomand cu multă căldură să mergeți oricând astăzi, oriunde pe Bulevardul Unirii, pe segmentul sectorului 3, ce ține de sectorul 3, și o să vedeți ce frumos am reglat noi, distinct, reglementat corect partea pietonală cu spații verzi și cu parcare. Și o să vedeți că parcarea este în pădure. Deci parchezi mașina și nu vezi soarele. Noi încercăm să îmbinăm spațiul verde cu parcarea, acel concept de parcare în pădure. Pentru că dacă am verde sus, să știți că oxigenul consistent nu îl dă iarba. Nu, oxigenul cu adevărat îl dau copaci. Ei dau cantitatea mare de oxigen. Mai mult decât atât, frunzele se constituie în filtru. Problema Bucureștiului cu poluarea este mai ales particula de praf, particulele de praf. Deci nu există o problemă în sectorul 3. Și, mă rog, când aerul trece prin frunziș, praful, mare parte din praf se oprește pe frunze, vin ploile și îl spală și îl duce jos în sol, acolo unde este locul. Sectorul 3 se vede din satelit, de pe lună se vede că e cel mai verde sector și cea mai verde zonă urbană din România, de departe, adică nu aveți decât să pe Google. Există Google Earth, intrați acolo, dați zoom pe sectorul 3 și analizați și alte orașe să vedeți că, într-adevăr, sectorul 3 este un oraș verde și nu doar că este cel mai verde, el este din ce în ce mai verde pentru că în fiecare primăvară și în fiecare toamnă plantăm mii de copaci și înverzim cât de mult putem, în sensul că punem și iarbă. Și mai e o altă chestiune, nu doar că avem multe zonă verde, o avem și bine întreținută. Adică atunci când intrați în sectorul 3 se vede că iarba verde, copacii sunt frumoși,
Sunt mulți, da? Ce alte proiecte aveți în plan pentru sectorul 3? Am văzut recent că vă implicați și în dezvoltarea infrastructurii școlare. Ce ne puteți spune despre proiectele pe infrastructura școlară derulată în sectorul 3? Păi, deja școli ca în Germania este proiectul mandatului trecut. Școlile în sectorul 3 arată cu adevărat, într-un fel, nu doar ca amenajare, nu doar ca finisaje, ci ca și dotări. Dar și ca dotări. Anul trecut a fost primul an în care la creșă n-am refuzat nicio solicitare din sectorul 3. E adevărat că am refuzat, dar unor cetățeni care nu locuiau în sectorul 3. La grădință, de asemenea, problemă rezolvată și de asemenea liceele. Acum intenționăm să construim și suntem în curs de a construi săli de sport pentru fiecare școală. Ați început și avem deja? Și, da, sigur că da. Am construit la 89, inaugurată, funcțională, extindere școală, aproape dublată capacitatea și cu sală de sport cu tot. Construim la ora asta școala 81 cu extindere de școală și sală de evenimente. De asemenea, la școala 21, anul acesta, deci acum până începutul anului școlar, inaugurăm sala de sport de asemenea. Și dacă nu ne-ar fi încurcat foarte mult o rețea de apă, și la 196 am fost în situația de a inaugura sala de sport, dar în orice variantă sper ca până la iarnă, până la începutul anului viitor, să finalizăm și sala de sport de la 196 și intenționăm să începem și alte săli de sport, în speranța că guvernul României va înceta această tendință de a fura banii administrației locale. Ați pentru atins că aici avem un chiar mari sensibil. Probleme din cauza guvernului. Asta voiam să vă și întreb. Cum vă descurcați cu banii pentru toate proiectele despre care mi-ați vorbit până acum, pe care le aveți în desfășurare sau vreți să le faceți în perioada următoare? Cuvintele magice sunt bani europeni. Dacă deci n-avem vă bani bazați europeni, pe fonduri europene, să înțeleg. 90%. Dacă n-aveam bani europeni, eram morți. Dar ați avut recent o discuție cu domnul Teodorovici. Suntem campioni absolut pe tot ce înseamnă atragerea de fonduri europene. Chiar dacă în București, din nefericire, sectoarele sunt eligibile pe vreo 3 linii de finanțare și atât. Am avut o discuție cu domnul Teodorovici. De la care ați ieșit cam supărat. Ce s-a întâmplat mai exact? Cu ce promisiune a venit domnul Teodorovici? Sau dacă a venit cu promisiuni? Este un individ de evitat. Nu știu dacă România a greșit atât de rău vreodată ca să fie condusă de astfel de oameni. Pentru că nu e posibil ca un ministru să ne cheme la ora 5 și jumătate la întâlnire. Dânsul să ne trimite invitația la 5 și jumătate, iar la ora 6 dânsul nu era în sală. Adică n-a ajuns la întâlnirea convocată de dânsul. Nu v-a anunțat de întârziere? Nu. În situația în care în sală erau toate cele patru structuri asociative cu colegi primari care au venit de prin țară, de pe la sute de kilometri. Mare lipsă de bun simț. Mare lipsă. De aceea vedeți că societatea are nevoie de modele. Are nevoie de exemple pe care să le urmeze. Trebuie să fie clar. Nu ministrul de finanțe. Nu dacă vreodată vreun tânăr caută model în viață, nu domnul Orlando, niciodată, nu, dimpotrivă, de asemenea avem nevoie de exemple de așa nu, aici cu prisosință. Deci dacă vrei vreodată să dai un exemplu, bă, ce faci, mă, întârzi ca Teodorovici,
Ăsta ar fi un exemplu care poate fi, cum să spun, folosit în viață. Dar ce v-a spus la această întâlnire, într-un final, când a ajuns? Cu ce promisiune a venit? Eu n-am mai rămas la întâlnire, pentru că atâta vreme cât își exprimă un așa nivel de bătaie de joc și lipsă de bun simț, nu pot participa la o discuție cu un astfel de individ. Adică dacă te respecti pe tine, sunt de acord. Hai să ne vedem să discutăm. Tu nu te respecti. Atunci când faci chestii de genul ăsta, nu te respecti pe tine. Adică nu are respect pentru el, nu altceva. Nu, și am plecat. La ora 6 am plecat. Și nu ați mai luat legătura cu dânsul? Au rămas colegii mei de la Asociația Municipiilor și au discutat. Vin cu niște invenții greu de imaginat. Adică, ok, vă dăm banii pe care i-am luat la începutul anului, că e clar că ni-a luat. Am înțeles că sunt foarte supărați că spun că ni-au furat. Bun. N-o să mai zic, ni-a luat. De parcă un tot aia e. Așa. Dar am înțeles că o să-i penalizeze pe toți cei care n-au cheltuit toți banii prevăzuți în buget la secțiunea de funcționare. O aberație, pentru că are efecte perverse. Adică noi nu mai știm, bă, cum ar trebui să procedăm să nu ne penalizeze? Vreau să vă amintesc faptul că în 2018, anul trecut, au fost penalizați cei care au avut excedent bugetar. Pentru că un primar este un gospodar, este un manager. Și în mod normal un gospodar zice, bă, avem o investiție mare de făcut la anul. Anul ăsta strângem robinetul și strângem o sumă de bani pentru a realiza investiția de anul viitor. Că nimeni nu strânge bani ca să se uite la ei sau că nu sunt stare. Discut totuși principial. În general, nu se întâmplă treaba asta. Nu zic că nu or fi și excepții. Și vine Teodorovici și zice, ai excedent, înseamnă că nu ești în stare să... Noi acasă, nu ne punem niște bani deoparte? Să n-audă Orlando de ei, că vi ia. Adică e noaptea minții. La primărie trebuie să înțelegem că e ca o gospodărie mai mare, în care orice cetățean zice, bă, hai să punem și ceva bani deoparte. De ce? De-aia. Orice om prudent, orice om normal, ține, știți cum e, bani pentru zile negre. Nu se știe niciodată. Nu mai face niciun primar treaba asta. Pentru că în scenă a apărut Orlando, care ce credeți? Fură tot. Ai ceva bănuți acolo, n-ai decât să-i ții în trezorerie. El îi vede și ții ia. Ori asta mi se... Eu consider că este o mare ticăloșenie. Și repet întrebarea. Cu ce a greșit poporul ăsta să fie condus de astfel de indivizi? Incapabil să înțeleagă ceva? Pur și simplu. Adică primarilor le e teamă acum să-și gestioneze bugetele. Și să o facă într-un mod ca niște gospodari bun. Dar cu doamna Dăncilă ați discutat despre aceste probleme pe care le aveți cu domnul Teodorovici? Sau domnul Teodorovici aparent le are cu primăriile? Cu doamna Dăncilă am discutat de vreo două ori și de fiecare dată am discutat doar, aici vorbesc în cadrul Asociației Municipiilor, am discutat doar atunci când ne-am dus noi peste dânsa, că altfel oficial, că n-a avut nu ce face. Nu v-a chemat la vreo întâlnire? Nu doar că nu ne-a chemat, dar am invitat-o de atâtea ori să vină. Niciun premier nu și-a permis să nu vină la o invitație a Asociației Municipiilor. Niciun premier. Dânsa și-a permis. Și iată, nu că la Asociația Comunilor s-a dus. Să se laude, să le promită, să-și aplauze acolo. De ce nu vii și la noi? Să discutăm deschis. Poate că noi nu am aplauda așa. Adică noi suntem o adunătură de mameluci. Suntem niște oameni care știm
care ne este menirea, comunitățile noastre, niște comunități mari, nu 300 de cetățeni, nu. Niște comunități mari, de la zeci de mii la peste 2 milioane, cum e în cazul municipiului București, de locuitori. Suntem reprezentanții acestor comunități. Veniți să stăm de vorbă pentru că avem niște lucruri de spus, avem niște probleme de rezolvat. Haideți să încercăm să găsim împreună soluții. Cum e posibil să nu accepte nici măcar o invitație? Iarăși, sunt foarte multe lucruri de neînțeles. Nu aș vrea să încheiem interviul de astăzi și fără a discuta despre situația dumneavoastră din Partidul Social Democrat. Știu că ați fost recent suspendat din partid și voiam să vă întreb, vi s-a oferit explicații sau de ce, cu ce ați deranjat sau pe cine ați deranjat? De v-au suspendat din PSD. Printre multele exemple de anormalitate care se întâmplă astăzi în România, din nefericire, și în Partidul Social Democrat, iată încă un exemplu. Știu la că dumneavoastră informală, nici n-ați fost la întâlnire când ați fost, când s-a luat decizia, nu? La o întâlnire informală, repet, anunțată ca fiind întâlnire informală, pe lângă o chifteluță și o pulpă de ce-o fi fost pe acolo, cu ciorbă de burtă, eu știu, așa, să înțeleg că s-a luat în discuție cazul persoana mea. Fără să fiu anunțat, dom'le, vezi că o să se discute cazul dumneavoastră. E normal să știți. Dacă vreți să veniți și să vă spuneți punctul de vedere. Dar ce este și mai interesant de atât, este că persoana care a solicitat sancționarea mea este fix persoana care mi-a luat locul. Vă referiți aici la domnul Gabriel Mutu? Pentru mine sunt niște indivizi fără nume. N-am de ce să mă refer la vreo persoană anume, ci eu mă refer la o speță. Consider că au renunțat și măcar la o aparență de normalitate. Vă salvez măcar aparențele. Ai pasta, hai să o facem cumva. Hai mă, vină tu cu aceea și m-am luat la fel ca și mine. Propune tu asta că eu vreau să beneficiez de sancționarea lui. Nici măcar la asta, nu. Chiar nu mai contează nimic acolo. Din ce îmi dau eu seama așa din exterior acum, am mai spus-o și repet. Nu mă afectează cu nimic, ba din potrivă, oricum am declarat-o public cât am putut de răspicat că nu mă regăsesc deloc în această formulă. Ba chiar îmi doresc să fiu cât mai departe de această gașcă. Doamna Dăncilă este candidatul partidului la prezidențiale, decizia anunțată chiar ieri de dânsa. Cum vi se pare această decizie a partidului? Dumneavoastră sunteți un susținător al doamnei Dăncilă pentru prezidențiale? Bună întrebare. Oarecum da. Nu din perspectiva faptului că mi-aș lua vreo secundă în calcul să votez așa ceva. Nu deci din această nu veți perspectivă, vota doamna Dăncilă la prezidențiale? Ci din perspectiva faptului că în România avem nevoie de normalitate. Ori cred că poporul român a ajuns la nivelul de cultură electorală care să știe cum anume trebuiesc sancționați, eram să zic liderii, dar nu discutăm de lideri aici că n-au nicio legătură cu ce ar însemna un lider, cu indivizii care, mă rog, ce ar trebui să facă cu indivizii care îi conduc conjunctural și vremelnic. Sau care ar trebui, că nici măcar nu cred că ne conduc dânsii. Dar asta este o altă discuție. Repet, de ce cred eu că partea bună, e trist ca PSD să aibă un candidat atât de slab. Sincer, este trist. E trist pentru poporul român, care tocmai cred că are nevoie, societatea românească are nevoie să aleagă dintre niște oameni
astfel încât să aleagă pe cel mai bun, nu răul cel mai mic. Știți că de multe ori ne vedem și discutăm și ajungem la concluzia, bă, ăla e așa, ăla e așa, ăla e și cu toate astea, bă, cel mai puțin rău parcă ar fi ăsta. Hai să mergem cu ăsta, că ăsta pare să fie cel mai. Ceea ce chiar nu este în regulă. Dar, repet, este o bună ocazie ca românii să arate că au cultură electorală și știu să sancționeze la vot pe aceia care procedează așa cum vedem că o fac. Ajunge PSD în turul 2 cu doamna Viorica Dăncilă, candidat? Nu cred. Nu cred. Și ar fi neregulă să se întâmple asta. Ar fi un semnal prost pentru România. Adică nu putem încuraja așa ceva. Dar pe cine vedeți mai potrivit în partid pentru a candida la prezidențiale? Am nu auzit doar diverse variante, doamna Gabriela Firea. De ce nu? Chiar și-a dorit dânsa, dar a renunțat într-un final în ultima ședință. Era un candidat mai potrivit decât doamna Dăncilă? Problema nu este doar candidatul. Problema este partidul, poziția, conjunctura, modul în care este condus. Deci totul este rău. Am mai spus-o și n-am cum să nu repet, că asta mi este opinia. Am votat în consecință cât încă eram membru în drepturi acolo. Am votat împotriva rămânerii la guvernare. Consider că PSD trebuia să plece de la guvernare în seara lui 26. A pierdut o mare ocazie. A doua ocazie era în seara lui 27. Mai. Adică să-ți asumi faptul că ai ținut în funcția de președinte al partidului și în funcția de președinte al Camerei Deputaților un individ până în momentul în care a plecat cu cătușe la mâini, cu condamnarea a doua oară definitivă și revocabilă cu executare. Acest fapt trebuie ca Partidul Social Democrat să-l plătească și îl va plăti scump, pentru că în mod normal nu ai voie la așa ceva. Eu am fost foarte vocal în partid pe această temă, că sunt nu puțin cei care reproșează, dom'le, unde erați până acum, de ce să nu? Nu, eu am fost în interior foarte vocal. Am răzbătut și în exterior, dar cu oarece cum să spun eu, cu oarece diplomație. Motiv pentru care ați fost și sancționat. Atâta vreme cât am sperat că pot fi rezolvate problemele și în interior. Acea perioadă a trecut. Nu mai am această speranță deloc. Problemele partidului, PSD-ului, nu pot fi rezolvate din interior, ci singura variantă este să se rezolve din exterior, adică la vot. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi mult. Și că ne-ați primit cu atâta deschidere aici la Primăria Sectorului 3. Și eu mulțumesc mult pentru invitație și cu mare drag oricând la dumneavoastră.